Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am pus niște roșii, am trei roșii în balcon, trei. La o vârstă, da, încep să ai apucat. Am pus în ghivece asta și vreau să văd dacă sunt în stare. Vreau, îmi plac foarte mult roșiile. În toamnă te simt că o să ai găini primele două. Știi că există niște roșii și foarte sănătoase roșiile. Vă rog frumos. Sunt sănătoase, dar apropo de, știi că sunt niște găinușe cocoșei americani. Da, știu. Pitici, și ce urlă aia la 4 dimineața. Foarte călăgioși. Păi tu și așa te trezești greu. Și care e treaba cu ăștia? Păi ei în balcon acolo. Și practic rezolv, nu mai nevoie de ceas deșteptător, ei te trezesc ei la 4 dimineața. Sunt nici ai naibii. Sunt și drăguți. Cu asta se ocupă? Adică sunt și buni pe... Nu știu dacă mai fac și altceva, dar sunt foarte drăguți. Și mici pitici? Mici pitici, micuți, da. Așa. Da. Deci multos nu e trebuie. Dar sunt foarte frumoși, în schimb. Sunt foarte frumoși. Aspectoși, așa. Da, cu roșiile și eu, la un moment dat, știi că am încercat cu roșiile, dar tu ești mai deștept, tu ai pus doar în ghiveci. Eu am încercat jumătate de curte și după aia... Nu, am pus în ghiveci, vreau să văd cum. Și dacă e, mă extind pe toată terasa. N-am. Programul Tomata? Nu mai, la revedere, s-a terminat de mult. Da, atunci. Nu era programul Tomata, eram eu entuziast. Nu, da, aia. Da, nu m-au surprins buruienile, nu mă așteptam ca buruienile să crească mai repede decât roșiile. Și m-am luptat cu ele și am pierdut. Asta a fost. Dar apropo de roșii, am citit că prietena noastră, Mihaela Bilic, ne avertizează să nu mai mâncăm salată de roșii fără ulei. Sau măcar cu un pic de brânzică. Dar de ce? Că să pune nu... și așa. Și da, dacă ar pune și un set de mici lângă. Și zice că și cu pâinică e bine. Micii cu roșii. Băi, deci Mihaela este... Eu sunt fanul ei. Ne-a explicat că dacă vrem să bem Coca-Cola, n-avem decât să bem Coca-Cola, e bună, dacă vrem să ne hidratăm. Acum cu roșiile cu ulei, fiți atenți. Pentru că de ce? Cum ar zice colegul Luca, citez. Fiți atenți că e științific. Da, mă, da. Pigmenții vegetali, spune Mihaela, care dau culoare legumelor, sunt substanțele responsabile de efectele benefice asupra sănătății. Adică, de lăudat, beta-carotenul, un precursor de vitamina A care se găsește în toate legumele de culoare, verde închis, roșu sau portocaliu. Deși morcov verde închis, găsești beta-caroten. Apoi, așa, licopenul, pigmentul din roșii, grefruit și pepene. Cine ar fi crezut că este același pigment? Care are efect de protecție al pielii împotriva acțiunii nocive a razelor ultraviolete. Deci, țineți minte. Lico. Penul. Penul. Și... pepene roșie. Da, și beta... caroten. Carotenul. Da. Carotenul ce... e ca să vezi bine, ăsta e cu piele. Ce trebuie știu despre acești fitonutrienți? Ia. Că sunt... și anume liposolubili. Adică nu pot fi absorbiți și folosiți în organism decât în prezența grăsimii. Ceea ce e cazul nostru. Dacă noi avem grăsime. Asta mă, zic. Noi avem pe interior. Da. Deci. Dacă ești slab și mănânci roșii și pepene, nu, te o să dai la soare. Da, nu te ajută la nimic. Te protejează cu nimic. Exact. Așa că continuă. De unde și vorba, mănânci ca prost. Vezi, mă, deci m-am orientat ca lumea de mi-am pus roșii. Da. Continuă, Mihaela. Meci în ulei. Asta e, dăm peste știri, îmi pare rău. Da, asta e știrea de ultima oră, lăsați. La orice salată de roșii este nevoie de un strop de ulei sau un pic de brânză. La orice tocăniță, zacuscă sau ghiveci de legume este nevoie fie de ulei, fie de o bucățică de carne sau pește care au grăsime, înțelegi? Da, bucățică Iulia... n-a definit ce înseamnă bucățică, nu? Bucățică în funcție de cum simți. Da. Mi-au dat lacrimile, văd. Da. Chiar și legumele proaspete, adică așa frumos vorbește, vă. Juliana, consumate sub formă de bastonașe sau în salată, nu se mănâncă goale, ci cu un pic de dressing, sos sau câteva felii de mezeluri, brânzeturi, măsline, semințe, etc. Barizer. Un strop de grăsime e obligatoriu, ne unge pe suflet la propriu și la figurat, a explicat Mihaela. Niște caju, avocado. Hai mă, ce cu astea? Cu caju astea. Și la astea pui ulei, că n-auzi, că nu-ți faci treaba, dar altfel le mănânci de pomană. Deci faci, avocado faci cu, de pomană, umbră cu bacon este bombă. Avocado cu bacon? Apropo, vineri, dacă nu avem altceva, am eu o rețetă de bacon caramelizat. Bacon caramelizat? Ce-i pățit? Bravo, o facem prăjiturile, da. Deci, Julia, asta e situația. Iată ce mai spune, dacă trebuie nu. Și un strop de pâine. E și grav pâine. Pentru siluetă să ne săturăm cu doar cu brânză. Spune așa, pâinea are glucidele, amidonul, brânza are proteine și grăsimi. Și legumele au licopenul și beta-carotenul. Exact. Punându-le împreună, avem o masă completă. Și dacă punem și roșia cu vitamine și minerale, este exemplu perfect de farfurie echilibrată. Avem toate grupele de nutrienți, a adăugat medicul. Asta este citată de DC News. Ce plus 10 mici, mici aș băga. 10 mici, da. Da. Și asta... Mici au licopen și de-asta... Au e tot ce trebuie. Sunt licopen. Sunt compleți licopen. Da. Eu cred că ar trebui să o invităm pe Mihaela la culinaria vineri. Da. Și să vorbim de ce înseamnă un pic de brânză, un pic de carne, un pic de... Vreau să-i mulțumesc că m-a îndemnat să slăbesc.
A fost, asta a trecut. Da. Da. A trecut. Bine. Slavă cerului. Mă scuzați un pic, colegi, gata. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.